Блин, ну мы побойтелим малюнга. Și dacă e luni, e Via Transilvanica, drumul care unește mai bine de 700 de kilometri pe care am parcurs pe jos prin minunata noastră țară. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like, share și dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe pe canalul Smiley Traveler. Bună dimineața! Din Stejerein. Corturile 1, 2... Ami n-a putut să doarmă, ci că tot rătrau câinii, că venea cu nurzul, o vulpe. Ba, 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 o cârdiță sub el, un șoricel. Azi o să trecem de județul Mureș și ajungem în Sibiu. Întâi spre un sat încă în Mureș, se numește Criș, și apoi mai vedem. Uite omul Camil. Ca o musuroi ăla de-aseară, că era o musuroi acolo și câtița aia. Ce păpăm noi bulami? O văz. Cu gem. Soarea. Soc. Cu gem de soc? Da. Cocos. Ia și căise. Mi s-a oferit până la Criș un transport așa, am zis măcar bagajele, că ne așteaptă un drum de șosea de vreo urcuș, așa vreo 4 km, ne mai scutește de muncă. Mulțumim mult! Rămâne, la revedere! Intrăm în Criș, primul sat, prima localitate de după Stejereni. Am impresia că de fapt e comună și Stejereni ține de Criș sau cel puțin copilașii vin aici la școală. Și la școală chiar ne așteaptă bagajele. Cum e fără rucsac, Ami? Parcă-mi lipsește. Bine, dar rău, nu? Da, parcă-mi lipsește. E ceva ce lipsește, exact. Nu știu, e fain, e lejer, dar... Așa, o oră, două merge. Da. Ziua bună! Puțin s-a ajuns pe platou, acum face numai puțin, un pic stânga, câțiva metri. Și peste culme este un drum cobor. Castelul Bethlehem. Și tot urcăm. Tropiți de soare. Oi. Ah, ce bine în pădure, răcorică, umbră, bate ușor vântul. Și am impresia că suntem chiar aici, la limita între județe. Am urcat dealul, am traversat păduricea și trecem în Sibiu, ultimul județ din cele marcate. Nu-i semnal. N-am nicio pretenție, vârf de munte, băi, dar în ultimele sate nimic, mă, nimic, cel puțin în Stejereni, tot așa, incognito, fantomă, magazinul, unii nu știe că e magazin, nu scrie nimic, doar sătenii, nu era poliție, nu era, era o școală părăsită, la biserică popa a murit, cu cât stă mai mult, cu atât ne lenevim. Mergem prin anul de porumb. Cred că deja în Sibiu. S-a dat de asfalt. Dar oricum nu trece nicio mașină pe aici. E o liniște. Și un kilometru mai până în satul Florești. Florești, adică Felsendorf. O, și o băncuță la copii.
copac, la umbră. Nu te îmbie? Ami. Ami n-aude, noi vorbim cu el, dar el e în gândurile sale acolo. Gând la gând cu bucurie. Fix aici prima casă din Florești. Ah, fost invitați un pic la un soc. Cale bună! Cale bună! Știi că e cam poveștelea cu Sătilă, Ochilă, și cine mai era? O să lăs Lungilă, Lungilă, Gerilă. Suntem tratași cu brânzică. Telemeaua este de vacă și Urda este dintr-un amestec de... de... zero, adică noi avem și căprițe și roi și păcuțe. Familia de aici se ocupă de stâna la care o să ajungem în nu știu câțiva kilometri. Urcăm un deal acum, nu? Mai este un kilometru până stâna. A, imediat. Imediat este stâna, da. Brânzică, bun. A. Mulțumim mult de tot. Cu drag, asta e așa. Mami, cum e brânzica? Mamă! Nici nu-ți întipui. Rățușca ne îmbie să vizităm stâna de pe colină. Quack, quack, quack. Uite, hai, ce fântână. Hai să facem brânzică. Hai să te văd eu cum scoți apică. Hai, domnul. A, uite apa, cea mai bună! Dat alarmă, ia auziți! E purachi! Și s-a dus colo sus, într-o tufă s-a ascuns. Uite-l! Uite-l, uite, uite! Zia bună! Era cald, nu? Blana nu face zimita? Cu luna. Nu mai e nimeni. Acolo e izvor? E izvor? Da, de aici, de aici. Hai, spun la sânge să vă dau o bucată de casă. Mulțumim mult! Nu, funcționare putere pe care pălește... Normal, e... O trântit, da, nu trecut aici, asta nu știu, da, nu știu. Wow! Da, asta e caș, nu? Da. Lasă-mă și gustați ca pifătau să aveți și strat. Dacă vă place. Mulțumesc. Asta e bio, adevărat. Și cum, în general, câinii mari învață pe cei mici, da, cum să... cum să apere, cum să... învață, tu, să... Face bun e. Noi avem numai noastre, noi ce facem, facem pe tot, nu știu. Uh-huh. Acum facem numai carne de vânzare și când începe din septembrie, acolo, când e laptele mai gras, facem telemeau.
face pentru noi, știi? Să ne puneți un pic, că e mult pentru noi. Nu, nu. Lăsați acum, să no, la mine aici, să dăm Dumnezeu sănătate. Am ajuns să măl în crab. Primul popas din județul Sibiu. Avem un kil de brânză de caș primit de la cioban, de la Marcu. Sănătate. Trebuie să cumpărăm niște roșii, niște ceapă, niște pâine și să ne ospețim diseară. Avem ce mânca și mâine dimineață. Mai avem decât să ne luăm și tampila pentru azi și să găsim locșorul de cort. Ne-am ștampilat. Vă mulțumim mult! Ce drag! Cu tot, și căprioare, iepuri, vulmi, mistreți, tot ce se poate, nu știu dacă am ratat ceva. Și ursul, că asta ne întreba. Undeva prin Harghita. Dar toată lumea, în fiecare zi, nu-i zi în care lumea să spună, aveți grijă la urs, aveți grijă la urs. Ha, dragilor, familia de unde am pus noi ștampila ne-a oferit grădina, curtea, din spate unde e și o fermă de văcuțe, să ne punem corturile drăguți sub un păr. Wow, ce brățări! Îți plac brățările mele? Da, și eu am, dar magazin, eu le fac din gumițe. Aici e ferma. Haideți să vă arăt și făcuțele. De fapt, vițelușii. Uite vițelușul! Da. Ce drăguți sunt aici voi? Ce drăguți sunt aici voi? Bălinge numai pe...